ANRE a aprobat creșterea tarifelor de transport și distribuție gaze energie electrică de la 1 aprilie 2023, conform prevederilor legii 357/2022, aprobată de Parlament și promulgată de președintele Klaus Iohannis. Legea stabilește explicit că începând cu 1 aprilie se vor adăuga în tarif toate costurile care au fost suportate de operatorii de transport în anul 2021 și 2022, care conform legii se vor recupera prin majorarea tarifelor. În ceea ce privește impactul acestor creșteri de tarif asupra costurilor consumatorului final la energia electrică, nu există un impact direct asupra consumatorului casnic sau non-casnic, creșterea tarifelor urmând a fi compensată de către stat. La factura de gaze naturale se va înregistra însă o creștere de circa 4-5% la consumatorul casnic față de prețurile efectiv achitate în luna februarie 2023.